și-au spus și ei adio. Deși au fost mereu rezervați cu declarațiile privitoare la relația lor de cuplu, faptele au vorbit mai mult decât cuvintele. Recent, la ceas de seară, Alex Ciucu a fost surprins în compania unei blondine misterioase. Cei doi au mers la un restaurant, dar pentru că s-au lovit de restricții și personalul a fost nevoit să închidă localul, s-au refugiat chiar la locuința domniței. Iar după 2 ore, soțul Alinei Sorescu a părăsit clădirea. Contactați de CanCan News, niciunul dintre cei doi soți nu a vrut să comenteze subiectul. Timpul plânge, suntem ploi, ce s-a întâmplat cu noi. Timpul doare și nu mai am lacrimi să te aștept la geam. Oare ce s-a întâmplat cu ei? Pozează în cuplul perfect, dar faptele îi contrazic. CanCan News vă reamintește că anul trecut Alex Ciucu a fost surprins singur la mare. Alina Sorescu nu s-a arătat atunci a fi prea afectată. Sunt învățată cu astfel de situații. Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră, așa că a stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică. Zi-mi dacă-i vreo șansă să spun sau să fac ceva să te întorc până să te pierde tot.